Neobrăzarea acestor oameni nu are limită. Societatea asta a înnebunit. Vă propunem un exercițiu de înțelegere a tragediei prin care a trecut cultura română, traversând o jumătate de secol de represiune a creației și a gândirii libere. Împotriva uriașei mașinării a istoriei, împotriva lui Nicolae Ceaușescu, au existat romane, poezii, spectacole de teatru, filme, opere muzicale. Sculptor, pictor, poet și profesor, Ion Lucian Murnu este un reper artistic și moral pentru toți cei care l-au cunoscut. Refuzând compromisul, a trăit asumându-și condiția artistului pe care societatea, după propriile-i cuvinte, nu îl cunoaște și îl marginalizează. Rezistența prin cultură. Nevăzutele praguri. Duminică, 16 iunie, ora 16, la TVR2.